Amintiri din copilăria cuvintelor semnată de Iacob Oniga este mai mult decât o carte, spune etnologul Delia Suyogan. E o carte pe care dacă începi să o citești, nu o mai poți lăsa din mână. Este o carte ce se vrea dăruită românilor pentru a-și aduce aminte că sunt români. Este o carte care vorbește despre autor, dar este o carte care vorbește despre noi toți. Pentru că fiecare dintre noi ne vom regăsi între cuvintele pe care domnul Iacob Oniga ni le pune în față. De ce vorbesc mereu despre cuvinte? Orice carte scrisă prin și cu cuvinte. Dar aceasta are un fel mai special de a se scrie. Pentru că, de fapt, cartea aceasta se scrie singură. Se scrie prin amintire. De aceea, în prefața pe care am scris-o, și nu vreau să vă citesc prefața, poate o să aveți curiozitatea să o citiți și pe aceasta. În prefața pe care am scris-o, am spus că acest volum propune mai multe tipuri de lectură. Mai întâi, este o carte de memorie. O memoria autorului. Dar, dincolo de acest lucru, este o carte care vorbește despre identitate. Ce fel de identitate? Identitatea de lăcușan, identitatea de român. Amintiri din copilăria cuvintelor devine și un acatist închinat limbajului arhaic al copilăriei. Este o carte care te îndeamnă, da, să te cunoști pe tine, să cunoști inclusiv țara Lăpușului, pentru că toate evenimentele și toate povestirile relatate în carte sunt din țara Lăpușului, acolo unde autorul a copilărit și a trăit o bună parte. Din ce am observat eu și la alte scrieri ale domnului Iacob Oniga, el se întoarce acasă, se întoarce la părinții lui, la locurile natale, ca și la un templu. Și din toate scrierile dânsului am atras așa o concluzie. Această carte este ca un fel de acatist, da? Închinat limbajului arhaic al copilăriei, este o evocare la urmă urmei a trecutului, după cum și dumneavoastră a spus, vrea să meargă, să se caute, să se regăsească.